Doamna doctor, sunt curioasă cum ne afectează excesul de greutate imunitatea. Este clar că ne afectează imunitatea excesul de greutate. În primul rând că reprezintă un efort foarte mare pentru organism excesul de greutate. În primul rând că dacă marea majoritate a persoanelor pe care eu le-am consultat, să știți că au destul de multe kilograme în plus. Se ajunge până la 25-30 de kilograme chiar în plus, destul de ușor. Adică foarte repede ne îngroi. Fără să ne dăm seama. Fără să ne dăm seama și deslăbim, slăbim greu. Știți? Da. Adică e procesul pe nesimțite se instalează obezitatea. Și problema este că în momentul în care tu ai acest exces de greutate, tu ai de fapt toxine blocate. Și acum aceste toxine blocate, în mod normal, sunt preluate de către sistemul limfatic, pentru că spuneam și în altă emisiune, sistemul imunitar are ca mână dreaptă sistemul limfatic. Ce este mai exact sistemul limfatic, Sistemul limfatic este un sistem care este alcătuit din vase de limfatice și noduli ganglionari, care se găsesc de obicei în jurul articulațiilor, pe grupuri, știți? De exemplu, aici la gât avem niște noduli care culeg din zona gâtului. Dacă facem amigdalite acute, ei se inflamează, știți, apare aici. Dacă, de exemplu, avem probleme, un cancer de sân, nodulii se inflamează foarte mult la nivel axilar. Toată lumea știe că pot să fie aici nodulii foarte evidenți. Dacă, de exemplu, avem o apendicită acută, o inflamație, se inflamează nodulii din zona inghinală, că de acolo apare durerea foarte mare care apare în apendicita acută când se inflamează și apendicul și ganglionii de lângă. Deci, cu alte cuvinte, sistemul limfatic este un sistem, este un fel de gunoier al corpului. El transportă toxinele afară. Și atunci sistemul imun, dacă el este ocupat sau este foarte preocupat cu aceste toxine, el nu se mai poate ocupa de principala lui activitate, care înseamnă anihilarea virusilor și bacteriilor. Ce rol au ganglionii limfatici? Ganglionii limfatici sunt niște noduri. E foarte interesant, pentru că, în mod normal, ei nu sunt investigați în medicină decât prin palpare și, mai, de asemenea, la ecograf și se văd că sunt măriți. Acum, interesant este că, din punct de vedere holistic, pentru că știți că eu practic medicină holistică, eu am pe schema noastră de evaluare la electrosomatograf, una din imagini este cu toți ganglionii din corp. Și e foarte interesant, apare o schemă acestor ganglioni limfatici și apare de asemenea prin colorare sugestivă dacă ei sunt inflamați sau nu. Dar ne arată și energetic cum sunt ei, adică ei pot să fie, de exemplu, e o culoare acolo galben, vă dau un exemplu, care arată că acolo se produc foarte multe procese de distrugere a germilor, adică sunt germeni și, de exemplu, limfocite de tip T, limfocite de tip B, care se duc să distrugă acești bacterii și virusul. Deci este un fel de, hai să zicem, cazarmă unde se produc lupte ale sistemului imun cu virusul. Dar poate să ne arate și un minus, de exemplu, pe bleu, că ne arată că cumva au câștigat virusii. Adică acolo nu sunt suficiente forțe ale sistemului imun care să distrugă și e nevoie de ajutor. Dacă este, de exemplu, în zona capului, pentru că poate să apară în zona capului, zona ORL, da? Asta înseamnă că sunt probleme la nivelul sinusurilor, sunt sinuzite, da? Care sunt foarte periculoase, poate să fie probleme la nivelul dinților, da? Danturii în stomatologie, poate să fie, de exemplu, probleme la nivelul urechilor otite sau poate să fie probleme la nivelul amigdalelor. Și atunci trebuie să știm că trebuie neapărat să dăm în zona respectivă să administrăm un antibiotic natural. Eu lucrez cu antibiotice naturale.